Am pățit-o și pasta, astăzi suntem în cea de-a treia zi aici în Sighor, am luat scooterul și am zis să explorez partea asta pe care n-am văzut-o până acum. M-am dus pe aici, am mers înainte acolo și când am vrut să-mi scot camera mi-a căzut cheia de la scooter. În momentul de față nu am cheie. Problema proastă este că nici nu pot să sun pentru că am doar internet. Am vorbit cu o tipă care l-a sunat pe tipul care are scooterul și sper să aibă o cheie de rezervă astfel încât să vină să mă oșe de aici, pentru că dacă el nu vine, eu nu știu ce fac. Ia o secundă, că mă sună tipa asta. Yes, baby. So, he's coming. He has extra key, eh? No. I stay here. I will stay here, of course. I'm not going to leave the motorbike. I'm not a fucking idiot. Oh my god, I'm so fucking stupid. You know what I wanted to do? There is a bridge here, you know, and there's like some water, and I wanted to take some shots to film a bit. And then when I took out my camera, the key dropped in the water. So now I have to wait for him, take another key, pay for that key and whatnot. Fuck this, it's okay. Mamă, deci eu am vrut să mă duc așa în partea aia, nu știu dacă s-au de ceva acum pentru că vântul este teribil. Am vrut să mă duc în partea aia să filmez pentru că vreți să vede foarte mișto. Și aici pe undeva ceva de genul ăsta, pac, a căzut cheia, s-a dus acolo jos. Evident că n-am nicio șansă să o recuperez. Ăsta este port municipal pentru fishing, pentru pescuit. Foarte interesant, dar nu e niciun vas ancorat, nu e nimeni pe aici, e mult complet. Asta este partea vestică, practic, a insulei, a Sighihorului, pe care eu nu am vizitat-o. Și am zis, bă, hai să iau și o scooter în penultima zi, să mă duc, să mă plimb, nu știu, 2-3 ore, să ajung, să dau un tur al întregii insule. Și pe urmă să căutăm așa o plajă mai părăsită, interesantă, știi? Și probabil că planul se va păstra, voi face chestiile astea acum. Da, uite tâmpenia asta care mi s-a întâmplat. După jumătate de oră a venit și omul. I'm stupid, my friend. I'm very stupid. I'll let you know. I just parked here. It went down. It's impossible to. Okay, it's 500. Okay, no problem. No problem. It's very good. Thank you very much, my friend. See you Friday. Frate, hai că a fost ok, mi-a cerut omul doar 500 pentru cheia asta, adică $10, ceea ce este mega, mega, mega decent. Poate, nu știu, cheia costa 300, dar oricum a venit și până aici. A fost super, super, ultra, mega de treabă. Hai să mergem să mai tragem niște b-roll, că ziua asta a început așa cum nu trebuie. Băi, am ajuns acum într-o zonă, habar n-am ce e aici, dar am plătit intrare, mi-au cerut ăștia 20 de peso, știi că e o cursă, boat race, ceva de genul ăsta, n-am înțeles exact. Ai uite, mamă, cât am mai lume aici, frate, ești nebun. Ia. Ce tare, nici măcar n-aveam chef să fac vlogging astăzi, nu mă gândeam că o să am o a doua parte a acestui video, dar uite că s-a întâmplat. Ne-am uitat sunt oamenii pregătiți cu speedboat-urile aici. Ia. A, ce tare, frate. Dimineața, ora 12, tot stau la umbră, vedeți? Nimeni nu stă la soare, pentru că e foarte cald. Ia uite.
Finish? Finish because engine trouble. Engine trouble with that. So that fast, the race this fast. Now race finish. Race finish. How much is like single elimination or double elimination? Double elimination. Double, so like two out of three. Yeah. Three. Ah, okay, okay. I see. Engine failure. Work so much there and then 10 seconds. Finish. Hai că tocmai acum am trecut pe lângă o zonă unde sunt vreo două școli. Uitați-vă cât copii pot să fie aici, frate. Copii aici, copii în partea asta și toți vin de acolo, bă. Dați-vă puțin cât sunt. Ia uite pe ăștia mici. Mamă, deci frate, cât de mulți copii pot să fie, e incredibil așa ceva. Deci sunt aici, cred că, 1 miliard de școli. M-am întors aici în speranța că se poate sări, dar este low tide și sunt și valuri măricele și curentul destul de puternic. Nimeni nu sare. Ăștia vezi că este completely forbidden să faci chestia asta acum. Și hai să vedeți că de data asta este multă lume. Adică atunci când am venit, acum 2 zile nu era nimeni. Acum sunt o grămadă de oameni. Mamă, frate, cum sunt pietrele astea, bă, urăsc plaja cu pietre. Nu suport chestiile astea. Vedeți? Apa ar fi trebuit să fie... Ia să merge puțin mai aproape. Așa. Apa ar fi trebuit să fie până aici sus. Uite cum e acum. Nu pot să sar de acolo. Nu pot să sari de acolo și să te duci aici, pentru că apa e mică. Uitați-vă la mine cum stau. Deci eu acum stau pe picioare aici. Are, nu știu, 1,20-1,30 înălțime. Și în mod normal, când e high tide, un acolo sus e și poți să sari. Dar acum, oricum e genial. Tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time, but you gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna